un transport de țigări de contrabandă în valoare de peste 40.000 de euro a fost descoperit la finele săptămânii trecute de polițiștii de frontiere suceveni. Sâmbătă trecută, în jurul orelor 7, un echipaj de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava a urmărit și apoi a reținut pe raza localității Gura Humorului o auto utilitară despre care existau suspiciuni că ar fi transportat bunuri provenite din contrabandă. În aceste condiții, șoferul mașinii suspecte, cât și autovehiculul, au fost conduși la sediul Poliției de Frontieră Suceava, unde, în urma unui control amănunțit, a fost descoperit în compartimentul de marfă al mașinii un locaș special amenajat în care erau ascunse 17.450 de pachete de țigări de proveniență extracomunitară. Țigările, în valoare de aproximativ 204.000 de lei, au fost confiscate, iar autoutilitara, evaluată la 40.000 de lei, a fost reținută în vederea confiscării. În continuare se efectuează cercetări sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Gura Humorului pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, urmând ca la finalizare să fie luate măsurile legale ce se impun. Conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de duminică a fost prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.